Următorul nostru concurent e convins că a venit momentul să se căsătorească. Mă numesc Liviu Ionuț Olteanu, am 33 de ani, sunt din Giurgiu. De când era mic, Liviu visa să devină preot. Îi privea cu admirație pe cei care l-au inspirat, văzând în ei un model și mergând la biserică în fiecare duminică. Am avut o relație foarte apropiată cu bunica și ea a fost prima care mi-a insuflat despre Dumnezeu, ea fiind o femeie foarte credincioasă. Întâmplarea a fost ca în cartierul unde am crescut eu, acolo să fie seminariul teologic și am cunoscut băieți de la seminar. Am văzut cum ei se roagă în fiecare seară, se ajutau unii pe alții și m-am cântat toate aceste gesturi. Îl iubesc pe Dumnezeu, cred, și atunci am optat spre seminariul teologic. Am mers la facultate, am terminat facultatea, am predat religie pe perioada facultății, cam 2 ani de zile. Prin iubire și contemplație, așa a simțit Liviu că pentru el împlinirea spirituală e strâns legată de ideea de familie. Bineînțeles că ați devii preot trebuie să fii căsătorit, nu am găsit persoana potrivită până acum. Cum am o credință, cred și în iubirea adevărată și cu siguranță voi ajunge în fața altarului cu persoana iubită de mână. Însă, până atunci, ambițiosul demers e încurajat și susținut de către mama sa, cu care Liviu are o relație specială. Ce crezi tu despre ideea mea de a merge la această emisiune și dacă lumea mă va judeca într-un fel că eu am făcut teologia, că merg la televizor? Cea mai mare dorință mea a fost să am un băiat și Dumnezeu mi-a ascultat această mare dorință, cea mai mare, și a fost cea mai mare împlinire a vieții mele. Nimeni nu o să te judece pentru deciziile pe care le iei. Oamenii vor vedea în tine ceea ce eu știu deja, că ești special. Gând la gând cu bucurie, căci Liviu și mama lui, doamna Marinela, au un scop comun și o speranță. Nora ideală pentru mine ar trebui să fie o fată bună, cu minte, frumoasă, blândă. Într-un cuvânt, să-l văd fericit pe fiul meu. Și cu asta cred că am spus totul. Nici muzica nu putea exprima mai bine această dorință. Iar, apropo de muzică, Liviu mai are să ne spună ceva. Mama cânta încă de mic. M-am îndrăgostit și eu de muzică. Am început să cânt și eu. Și am avut ocazia să le cânt oamenilor la evenimente. Am văzut că sunt plăcut, că fac fericiți oamenii prin vocea mea și prin prezența mea și am decis să fac din acest hobby un job. Și cui să-i cânți din tot sufletul dacă nu alesei tale, cea pe care o recunoști mai întâi cu inima? Nu am un tipar de femeie, să fie roșcată, să fie slabă, să fie grasă, să aibă 60-90 sau cum sunt fotomodelele, nu. Să aibă acel ceva să mă atragă, bineînțeles. Ce caut eu la o fată? În primul rând, trebuie să fie credincioasă. Trebuie să fie înțelegătoare, afectuoasă. Să nu fie foarte geloasă, pentru că gelozia strică orice relație. Bineînțeles că pe tot ce spun, vine și din partea mea. Nu e normal să ceri fără să oferi. Într-o relație, eu sunt foarte atent, iubăreț, pupăcios. Atunci când iubesc, sunt puțin stresant. Nu mai s-o țin în brațe, nu mai s-o puf. La iubirea sădită în firea omului, Liviu e convins că un gând curat, exprimat prin muzică, poate face minuni. Am pregătit mult acest moment și această melodie și am să-ți o cânt iubita mea acolo în casa mireasă. Bine ați venit la Mireasa! Haideți să luați loc, vă rog. Mulțumim. Pregătiți? Permiteți-mi să vă ofer acest aranjament floral. Pentru mine, vai, mulțumesc din suflet. Îți mulțumesc, Liviu. Așa, știi de ce? Știu de ce. De pandemie. Mulțumesc din suflet. Îți mulțumesc tare mult. Hai să stăm aici. Sunt foarte frumoase. Ce faceți? Ce să facem cu emoții? Ne-am gândit să venim în casa Mireasa. Pentru, toată lumea știe de ce, pentru normal, am găsit sortita. Să pleca, să pleci cu familie de aici, nu? Bineînțeles. Doamna, cum să vă spun, doamna Maria sau doamna Marinela? Doamna Maria. Doamna Maria, doamna Maria este evident alături de băiatul ei. Ați spus că v-ați rugat mult, aveți un fecior, v-ați dorit foarte tare și Dumnezeu v-a făcut acest dar. Un băiat care, iată, s-a apropiat de Dumnezeu pentru că Liviu este absolvent de teologie, dar a luat-o pe drumul artei, pentru că și el cântă. Avem o casă plină de artiști sezonul acesta.
cred că o să fie, Doamne, o să fie beacântări în casa Mireasa. Abia aștept să văd sezonul acesta cum o să fie. Și fetele, dacă n-au ele voce, asta e, o să cântați voi toată ziua. Cântă și doamna Malvina, nu știu celelalte mame dacă au voce, dacă nu, bateți din palme, să fie petrecere, să fie voie bună.